Astăzi vom discuta despre o problemă pe care o au foarte mulți români și iată că vă oferim informații în acest moment care vă pot rezolva această problemă. Operația de micșorare a stomacului s-a dovedit a fi de-a lungul timpului cea mai populară procedură bariatrică, oferind numeroase avantaje pentru pacienți. Despre acestea vom vorbi chiar acum cu profesor dr. Cătălin Copăescu, chirurg de excelență în chirurgia obezității. Bine ați venit, domnul doctor! Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, e un subiect fierbinte și nu doar românii sunt afectați de această problemă. Este o adevărată pandemie. Discutăm de peste 700 de milioane de persoane care au obezitate morbidă și care au nevoie de tratament. Și care au nevoie de această operație și care se realizează cu succes. Și acum aș vrea să vă întreb care sunt informațiile pe care ar trebui să le știe cei care își doresc o astfel de intervenție. Deja am aflat din prezentarea dumneavoastră că această intervenție chirurgicală are notorietate. Sunt cunoscute destul de multe elemente legate de eficiența acestei operații, de posibilitatea de a controla obezitatea. Nu e împotriva obezității, nu o previne, dar o controlează foarte eficient. Știm asta. Și atunci, dacă informația ne este la îndemână, ce ar trebui să știe un pacient potențial, o persoană care are obezitate? Ar trebui să știe dacă îi se potrivește lui această intervenție chirurgicală, dacă ar trebui... Cum află dacă îi se potrivește? Se adresează unei echipe multidisciplinare care ar trebui să fie găzduite de un centru dedicat, preferabil un centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică. Acolo va fi evaluat exhaustiv și mai departe vor fi stabilite indicațiile operatorii. Micșorarea de stomac este una dintre variantele chirurgicale. Sunt mai multe intervenții chirurgicale la dispoziție pentru a controla eficient diabetul zaharat, excesul ponderal, problemele hormonale. Deci se rezolvă mai multe probleme. Se rezolvă mai multe probleme, însă indicația trebuie aleasă cu multă atenție în urma unui protocol de investigații care trebuie să fie derulat într-un centru dedicat. Și mai mult decât atât, ar trebui să știe pacienții că se înrolează într-un program de urmărire. Intervențiile chirurgicale vor avea o indicație clară, știm asta, trebuie să aflu unde mă operez, trebuie să aflu cum mă pot controla mai departe, să aflu cum pot identifica cea mai bună soluție cu cele mai mici riscuri. Nu poți să alegi o astfel de intervenție chirurgicală să fii foarte bine informat. Printr-o prospectare sumară media, de exemplu, nu te poți duce la noroc. Va trebui să studiezi destul de bine problema, mai ales că ai timp. Creșterea ponderală, apariția diabetului și altor consecințe nu sunt de dată recentă. Nu s-a întâmplat săptămâna trecută, sunt ani de zile de suferință, dar există consecințe la distanță dramatice. De multe ori, din punct de vedere medical, sunt multe morbidități, diabetul zaharat, problemele cardiovasculare, respiratorii, sunt și probleme sociale, știm foarte bine, deși ne opunem vehement, stigma socială nu este eliminată. Nu ne iartă, așa este. Nu ne iartă. Și atunci va trebui să alegem cu atenție când și unde realizăm o intervenție chirurgicală, să stăm de vorbă cu reprezentanții acestei echipe și împreună să putem stabili care sunt pașii următori. E o decizie care se ia pentru toată viața. Să înțelegem că o intervenție chirurgicală ajută pacienții să scadă în greutate și să-și controleze kilogramele mâncând foarte puțin. Nici mai mult, nici mai puțin. Dar cine sunt cei care vă cer ajutorul? Cei care îmi cer ajutorul sunt cei care au pierdut de obicei lupta cu încercarea de a controla. Lupta cu kilogramele, dacă vreți. Nenumărate diete, încercări de a controla prin schimbări comportamentale nu au produs efectul dorit. Sunt pacienți pentru care forma evolutivă a obezității sau a diabetului este una avansată și ne aflăm dincolo de posibilitățile terapeutice ale unui tratament conservator. Nu mai merge cu tratament conservator și atunci e nevoie de intervenție chirurgicală. Acestea sunt forme avansate și clasic sunt grupa de pacienți care se adresează cel mai frecvent nouă. Dar mai nou, de îndată ce medicina a evoluat foarte mult, chirurgia metabolică a evoluat
foarte mult și calea de aplicare este una minim invazivă. Operăm laparoscopic, robotic, cu tot mai puține consecințe negative, adică rata complicațiilor este extrem de scăzută, eficiența este maximizată. Într-un astfel de context, persoanele care au astfel de probleme se gândesc din timp că ar trebui să facă ceva eficient. Uh-huh. Și atunci ni se adresează pacienți care au obezitate medie, nu foarte avansată, uh-huh, care sunt conștienți de... Că vor ajunge oricum acolo. Sunt conștienți, uh-huh, de consecințele, uh-huh, negative ale acumulării, uh-huh, excesului ponderal. Și vor să preîntâmpine. Și care sunt afectați și din punct de vedere social, al, uh-huh, vieții personale, uh-huh, profesional, și realizează că o aplicare eficientă a unui tratament chirurgical nu este atât de înfricoșătoare. Uh-huh, uh-huh. Și nu este, chiar nu este. Pe de altă parte, e bine să știm că o intervenție chirurgicală produce consecințe asupra tubului digestiv. Micșorând stomacul, așa cum spune definiția intervenției chirurgicale, vei mânca mult mai puțin. Dacă mănânci mai puțin, poți fi expus unui risc de dezechilibru vitaminic și mineral. Un pacient cu micșorare de stomac consumă în primele luni după intervenția chirurgicală cam 150-200 de kilocalorii. Wow! E greu, nu? Wow, imposibil! Da. Acum mi se pare. Dacă comparăm cu ceea ce înseamnă un regim alimentar, care presupune ingestia circa 1500-2000 de kilocalorii și e greu să ții un regim alimentar, realizăm că nu e ușor. Mm-hmm. În fapt, nu e așa, pentru că intervenția chirurgicală modifică percepția asupra senzației de foame. Aha. Și atunci ție nu-ți pasă că mănânci așa puțin, însă organismul primește mai puține nutriente și potențial va putea fi expus unui risc de dezechilibru vitaminic și mineral. Uh-huh. Și atunci o astfel de intervenție chirurgicală este acompaniată întotdeauna de o urmărire atentă a unei echipe medicale. Nu am slăbit de îndată ce mi s-a făcut intervenția chirurgicală. Nu plec din spital cu minus 30, 40, 50 de kilograme, 100 de kilograme cât am în plus. Dar chiar, haideți să ne spuneți puțin parcursul pacientului bariatric. Plec din spital cu o modificare a stomacului, uh-huh, care mă va ajuta ca de aici încolo să scap de excesul ponderal, să mi se echilibreze toate dezechilibrele, uh-huh, metabolice pe care le aveam sub control medicamentos până acum, diabet, probleme respiratorii, probleme cardiovasculare, hormonale, uh-huh, probleme articulare, și să se mențină această stare de echilibru pentru o perioadă nedeterminată, adică tot restul vieții. Uh-huh. Deci, ca să pot să beneficiez de un astfel de succes terapeutic până la urmă, e nevoie ca investigațiile înainte de intervenția chirurgicală să fie făcute exhaustiv. Uh-huh. Atunci derulez scenariul unui pacient care se operează, care are o astfel de problemă, se îndreaptă către un centru de excelență, către un centru dedicat și va fi supus exhaustiv unui plan de investigații, uh-huh, care vor trebui să identifice care sunt consecințele bolii metabolice, dar și dacă există concomitent și alte suferințe. Uh-huh. Să fim corecți și să spunem că nu mergem la doctor în fiecare lună și putem avea neșansa ca în organismul nostru să se dezvolte anumite patologii despre care noi nu avem habar. Uh-huh. Și în 2022 nu putem să ne lăsăm surprinși ca în operație să identificăm, uh-huh, ceva. Uh-huh. Să că te operez eu și o găsi și o rezolva, uh-huh, atunci pe care înțeleg deschis. Că este foarte importantă comunicarea dintre medic și pacient. Și atunci e foarte important ca pacientul să fie supus unor, uh-huh, investigații clar organizate. Comunicare este esențială pentru ca pacientul să înțeleagă tot acest parcurs, să se încadreze în programul de chirurgie bariatrică și metabolică care urmează intervenției chirurgicale conștient și printr-o legătură deschisă cu echipa medicală. Nu poate fi o draperie opacă care să, uh-huh, limiteze comunicarea cu medicul. E bine ca această comunicare să se întâmple în limba nativă și noi avem o problemă, uh-huh, la nivel european, uh-huh, din acest punct de vedere.
că turismul medical limitează posibilitatea de a transmite în limba pe care tu o controlezi. Sunt cel puțin doi intermediari care traduc în ambele sensuri ce suferință ai și atunci vei putea avea limitări în ceea ce privește actul medical, sigur, cu bună credință. Dar pentru și că toți cei urmărirea care... este obligatorie într-un astfel de context cu întâlniri periodice, programate, la început mai frecvent, în primul an și apoi din an în an, pentru a vedea cum ne atingem obiectivul, adică să scăpăm de problema pentru care facem operația, să se întâmplă în primul an, cu o eficiență de peste 90%. Deci spuneți că în primul an, de la un an după această intervenție, putem pierde 90% din kilogramele în plus? Da, media este 8 luni. Unii pacienți reușesc să-și atingă dezideratul mai devreme, da, pentru că au de pierdut mai puține kilograme, alții au nevoie de o durată ceva mai extinsă, dar în general, în primul an, ne atingem primul obiectiv, acela de a scăpa de problemele pentru care avem indicația de chirurgie metabolică. Ulterior, vizitele sunt programate pentru a putea demonstra că ne aflăm în situația de control al bolii, că nu se mai îngrașă pacienții, că pot primi suficiente vitamine și minerale care să le mențină starea de echilibru, să nu știe că au avut vreodată kilograme în plus sau diabet. Eu pot să confirm tot ce spuneți, pentru că cineva din familie a fost operat de către dumneavoastră cu rezultate extraordinare și, într-adevăr, viața i s-a schimbat. Așadar, vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile, domnul doctor Cătălin Copoescu. Mulțumim din suflet! Noi vă mulțumim pentru oportunitatea de a discuta un subiect atât de important. Așa este, și, așa este. Din păcate, cu care afectează situație morbidă, care afectează tot mai mulți concetățeni, și ar fi bine să o facem din timp, pentru că eficiența și siguranța actelor medicale astăzi nu se compară cu ceea ce puteam oferi în urmă cu 20 de ani. Sperăm că informațiile oferite dumneavoastră au ajuns la cei interesează. Mulțumim din suflet!